Bun găsit! Suntem la un târg cu de toate, produse tradiționale românești în stare foarte naturală, aduse din grădinile oamenilor sau chiar de la stână. Iar aici sunt cu domnul Nicolae Ciobanu. Da. Venit de unde ați venit? De la Alba, comuna Vințul de Jos, județul Alba. Sunteți chiar cioban? Da, cioban din tată în fiu. Din Mostrămoș. Și numele de familie este chiar Ciobanu sau numele de, scenă? Numele de familie e Vlad Nicolae, dar cioban de scenă. Dar sunt cioban și mă mândresc că sunt și îmi place. Și ceea ce fac îmi place să fac. Și aveți produse excepționale aici. Prezentați-ne-le, vă rog. Avem produse făcute din oaie. O tocăniță de berbecuț cu mămăligă ciobănească, un sloi de oaie frumos aici. De... Ce este aici? O să rog pe colegul meu să filmeze sloi de oaie. Sloi de oaie, da. E un sloi ciobănesc. Astea mâncau ciobanii de mult pe munți și acum, tot la fel. Și ce-mi dați să gustați? Aici aveți brânzică de oaie, da? Brânzică de oaie să gustați dacă doriți. Imediat vă spun cum este. Nemaipomenită. Aici în târg găsiți de toate.